Iubiți frații și surori, dragi oaspeți ai casei Domnului, dorim din toată inima în această zi frumoasă de toamnă care și-a schimbat coloritul afară și ne face bucuroși, fericiți. Când te uiți, parcă ți-e drag și vine să trăiești. Cineva îmi spune îmi vine să mor, că nu mai e galben tot, dar... Nu, e doar ruginiu. Și sub culorile acestea este o, o altceva, o mână care ne binecuvintează cu frumosul în toate anotimpurile anului. Dumnezeu să fie lăudat. În toată inima zicem binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. E o sărbătoare pentru Biserica Ghețumani fratele Beni cu sora Paula au adus juniorul, un băiețel cu numele Moise, după două fete a venit un băiat. Și cred că bine e bucuros astăzi, nu numai azi, de când au venit în lumea noastră uh, Cunosc fetițele acestea frumoase când în fiecare zi când mă duc după nepoți, îi văd în mașină și spune, hai, hai, smile face. Și mă bucur întotdeauna când văd copiii bucuroși. Așa am fost și noi în vremea noastră, ne bucuram de o cereașă, de bardahuz. Mai știi ce e bardahuz? Nu știai e un brustul e așa care are o floare și l cojești și e acruț, bun mezu ăla, dar voi nu știți, la giul nu este și nici la soruri. E o plantă care Dumnezeu a binecuvântat-o pentru copiii de la țară. Sunt bucuros împreună cu voi la această sărbătoare și în parcă așa a fost rânduită de Dumnezeu ca tinerii să nu fie acasă că subiectul care eu vreau și Domnul mi l-a pus pe inimă este pentru părinți. E ceva diferit. Ei sunt în misiune la Detroit, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo pe tinerii noștri, să se întoarcă acasă în pace și plin de bucurie și să se întoarce calbinele cu polenul pe picioare, spune, Domnul ne-a vorbit am luat hotărâri noi să-L slujim pe Domnul și Domnul să fie cu ei. Iubiții mei, în sărbătoarea aceasta nu este numai pentru familia Corniciuc, nu este. Este pentru întreaga biserică Ghețiman. Pentru că toți suntem implicați în creșterea copiilor. Toți. Noi suntem modele, dacă doriți. Membru de rând din biserică, știți că copiii se uită să vadă. Da, zică zic așa fratele Cornel, dar cum, cum, ai văzut cum a fost îmbrăcat Cornel? Lui sare, așa, o culoare în ochi, se uită și mergând acasă vorbește cu frățiorul sau sorioara, Deja deci, ai văzut-o pe aia ce baticuță a avut? Suntem modele, vrei sau nu vrei. Mai mult ca atât, Dumnezeu ne-a chemat, nu numai modele în viață, în îmbrăcăminte, în umblare, în vocabular, dar noi trebuie să fim modele în casa lui Dumnezeu, nu să-i tragem de urechi. Poate câteodată mai merită și asta. Dar să când scoatem o vorbă, copilul se spune ai ce bun, n-am să o niciodată asta. Dacă ne spui, de ce ai mers în besmăt? Zice, ce are asta cu mine? Vedeți, e așa de, depinde de timbru vocii, depinde cum o spui. Suntem chemați Biserica Ghețiman în slujire astăzi. Și, în fine, ce este actul de binecuvântare? Vreau să vă spun că cu zeci de ani, cu sute de ani, nu era actul acesta la evanghelici. A apărut mai târziu. Cineva a spus, domnule, hai să ne cuvântăm și noi copiii. Și îi aducea la adunare și așa au luat bisericile din mers. A participat la un sfat pe vremuri în România. Chiar au biserici care făceau și biserici care nu făceau bine cuvântarea la copii. Și am părăcea și spus, e bine, e un lucru frumos. Dar acum s-a ajuns ceva mult mai mult, s-a ajuns de la actul de binecuvântare ca la nunț, strinunț, se face trinunț. Vedeți, bridal shower, logon și nuntă, strinunț, și invitați sute la toate, sute. Dar nu spun ca o critică asta, dar revin din nou la Scripturi, dintr-o sărbătoare care Dumnezeu a lăsat-o în Israel, oamenii au făcut religie. Religie. Dumnezeu a spus să se bucuri oamenii, familiile, Domnule, sabat, nu mai lucra, du-te pe jos. Walking. Tu triblacuri, atât. Ok? Domnul spus, nu, nu, nu. Și a devenit religie ceea ce a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a vrut altceva. Să ne bucurăm, să ne veselim, să fim cu inimă bună. Domnule, a venit un copilaș. Ce va fi cu copilașul acesta? Și textul, sau mai bine zis, subiectul care aș vrea să vorbesc, ce creștem? O întrebare. Ăsta e subiectul. Ce creștem? Businessmen? Angajați la casa de modi. Ce creștem? E o problemă foarte importantă. Și vreau să vă spun că în creșterea aceasta noi spenduim foarte mulți bani care îi plătim pe alții să facă ce vrem noi. Dar Domnul Dumnezeu n-a spus lui Israel așa. O spus tu trebuie să faci asta. Dumnezeu a vorbit copiilor lui Israel și asta înseamnă de la marele preot până la ultimul israelit. Ce e actul de binecuvântare? E un angajament, auziți, Țineți minte ce spun azi. E un angajament din partea părinților și a bisericii locale, repet, și a bisericii locale, că ne vom ocupa de creșterea lui Moses. Dar e greu asta. Nu, nu, asta e copilul lui, lui ce vrea. Dar eu sunt membru în adunare. Și vine o vreme când spune, eu comentez. Sunt la Camens. ok? D Ai văzut băiatul la școală. Dar ce-am contribuit eu ca membru din Biserica Ghețimani? Ce-am contribuit eu la creșterea copilului care eu îl văd obraznic? Cu ce-am contribuit eu? Noi toți suntem chemați. Actul de binecuvântare a ajuns așa cam, mă uit în popor, între frați, deci vine, frate, eu a spus o dată cineva, se vorbește așa de binecuvântare, când ca înainte de rugăciune să primească bine. Bă, asta încere mult de tot. Zic, dar tu ce mai ai de făcut după aia? Păi, da, 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 le binecuvântat, deja aștept să văd cum lucrează Dumnezeu. Rong, rong. Păi, nu mă duc în clasa întâia și să-mi spună, Păi învață alfabetul. Păi gata, mă rog ca Domnul să binecuvintează alfabetul să intră în cap la copil. Atâta tot? Păi da, vine acasă. Și eu trebuie să spun, deschide gurița. A, a, ce -a? a, a. Și le învăț să spună a. Dar asta e muncă. E muncă, frate și suror. Ei, am să iau două familii, dar revin de nou. Ce e actul de binecuvântare, e un legământ care îl face familia și biserica locală, că ne vom ocupa de acest copilaj sau de copii, ca dacă sunt mai mulți la binecuvântare. Și asta înseamnă și eu, și tu, și toată adunarea. Ai ce frumos ar merge. Suntem o familie, ne laudăm. Avem cântare, suntem o familie, fraților, da? Familia lui Hristos. Șobatele. Ei, dacă când e vorba să... Asta e teorie, teorie. Când e vorba la practică, atunci e problema. Ce e actul de binecuvântare? Nu e botez în apă, să știți, nu e. Deși cultele, să zic cultul ortodox, cultul catolic, ei botează de mici copii. Nu e un act de binecuvântare, de actul de binecuvântare nu e botez. Botezul este când ești adult, când tu trebuie să mărturisești cu gura ta, căci cred în Domnul Isus că El este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele mele. Acum e doar o rugăciune, dar nu e nici în prejur. ca la evrei, cum le-a spus Domnul. Ei să știe toți că voi sunteți evrei. Vă dau un semn în trupul vostru, oriunde veți merge, să știe toți că sunteți evrei. Tăierea împrejur a opta zi și pe Iisus l-a dus la templu, iar a evreu. Ei, dar actul de binecuvântare, repet din nou, a spus de mai multe ori în dimineața aceasta, actul de binecuvântare e un legământ care îl face familia și biserica în creșterea copilașilor sau a copilului adus la binecuvântare. Am să iau două familii din Sfânta Scriptură, să vorbim pentru că exemple sunt foarte multe în Scripturi, de profesori, de învățători, care familiile sau în legământul făcut înaintea Lui Dumnezeu, Unii au ieșuat, au dat bankruptcy și alții s-au ținut cu strășnicie și Dumnezeu a binecuvântat. Biblia spune că copiii sunt binecuvântați dacă unul din familie este credincios, mama sau tata, e un har din partea Lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndură și de copii. E scris. De plicerea aceasta, Încrederea noastră în Dumnezeu este mare, căci promisiunile și făgăduințele Lui rămân în picioare, frați și sorori. Și acum să luăm două familii. Hai să luăm pe marele preot din vremea lui Samuel, care s-a Am putea să luăm și familia lui Boise. Foarte frumos. E o familie de-a dragul să te uiți, să citești biografia lor. Dar să luăm uh, pe marele preot, cel mai sus, așa cum este președintele la noi, așa era marele preot în statul Israel. El era și lege, era și religie, și credință, și tot, era tot. Noi acum vrem și noi să, noi să noi avem președinți, că Israel a spus, vrem și noi să fim ca ăia. Păi dacă vreți, hai să vă dau președinte. Și până în ziua de azi, ei nu au Președinte au numai prim-ministru, că președinte îi de sus. Că e tot king rămas. Ei au spus, noi vrem să fim ca ăștia. Și le a dat Dumnezeu. Ei, marele preot, auzi, ăsta trebuie să fie model, așa ca și în păstori. Toți ochii din adunare sau din comunitatea noastră română din Chicago se uită la păstor. Cum e nevasta, cum sunt copii, cum se îmbracă, cum vorbesc, cum mănâncă, cum merg la vânătoare, la pescuit, cum merg la gim, cum merg... Toți, toți. Mi-a trimis cineva poze de la Gim, un pastor de la noi. Zice, uite frate, aici, tu nu spui să nu pierd vremea, dar uite aici, îs la gym, alargă și ei acolo. Biblia spune ce frumoase sunt picioarele celor ce alargă pe mulți, nu pe bandă, pe loc. Ăștia se duc. Una este să alergi pe loc și alta este să mergi în aici, nu-i așa? Dumnezeu i-a zis minunat, frați și suror. Ei, dar marele preot, marele preot, era omul care era în ochii tuturor și auzi, avea o inimă bună, iubea copiii. Un om, un om iubitor, el era capul. Nu scrie Biblia despre soția lui. Am căutat să văd cum arată femeia lui am găsit foarte firav câteva informații. Se vorbește numai de el. Numai de el. Și spune, bă, tată iubitor. Ea și așa a iubit copii, nu i-a bătut, nu i-a tras de urechi, nu l-a centura la ei, nu l-a turzică, nu l-a <laughs> turzică. Că pe, pe vremea mea urzica era mai aspră decât nu iau câteodată, făceai niște bubi, niște... Era problem, dacă ar fi azi, cred că ar veni poliția și te-ar filma să... Ce ai făcut pe pelea copilului? L-ai infectat? La noi nu era. A, că ți-ar e... Ok, dar un, un tată iubitor, putem spune, tragem linie, așa da, ei, dar înaintea lui Dumnezeu e altfel stau lucrurile. Vedeți ce înseamnă? O... Hai să luăm o biserică iubitoare. Te lasă cum vrei. Și asta e societatea în care noi trăim acum. Veți vedea pe stradă demonstrații, la alegeri. Vrem să fim liberi! Vrem să fim liberi! Ei, ei au spus, liberi! Liberi! Dumnezeu se uite de sus și spune, ce se întâmplă acolo? Auzi, și oamenii au început să comenteze, mă, nu-i bine. E o libertate care nu e bună. Dar vorbim de o familie, de o familie care în tap. Nevasta lui l-a lăsat pe ele. Ele, fă ce vrei tu, tu ești șeful, tu ești șeful. Și i-a făcut. O spus să fie lângă mine. Mi-a spus odată un pastor, pune o vorbă la București, la seminar, pentru copilul meu să intre la seminar, nu o la facultate, o dat de două ori, nu-l duci mintea, dar vreau să-l pun într-un loc unde să fac bani, să fie păstor. Auzi, măi, e interesant. Dar nu se fac bani. Se fac bani, dar prin înșelătorie. Dar să fie la un loc acolo și uitați-vă la familia aceasta. Mă grăbesc că timpul trece foarte repede și abia aștept să-l aud și pe costică ce Domnul îi va pune pe inimă. Mie Domnul mi-a pus asta, suntem părinții astăzi, așa cum spuneam la început, să sunt bucuros că nu sunt și copiii tinerii sau uh, tinerii din biserica noastră. Uh, vorbim ca între părinți acum. Hai să vedem puțin ce s-a întâmplat în casa lui Eli. Auzi, libertate de plină, copii frumoși, geaburi bune, mâncărică bună, nu? Îți alegi ce vrei tu, oliu Păi da, așa slujbă, da. Ce binecuvântare mi-a dat Domnul. Marele preot. Auzi, versetul 27 din capitolul 2, 1 Samuel. Se puneți pe schimb dacă se poate. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 27. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis: Așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei Tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Auz, până unde se duce Dumnezeu în aducere la minte? Eu l-am ales, următorul verset, eu l-am ales dintre toate semisirile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoții ca să se la altarul meu, să arde tămâie și să poarte fodul înaintea mea și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Ce nu v a dat? Dar până acum e ok, eu așa fac. Da, e drept, amin. Așa prorocii, da. Versetul 29. Ei, dacă rămânea numai atâta prorocia, pentru ce călcați voi în picioare jerfele mele? Auzi! Și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu. Și cum se face că tu cinstești? Aici e secretul. Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tâi roade, luate din toate darurile poporului meu, Israel. Așa da. Vezi unde duce libertatea fără învățătură biblică? Aici duce. Ce cresc? Ce cresc? Am copii care fac ce vor. Am întâlnit unul, deci ne-a promis mama că ne împlinesc 9 ani, îmi cumpăr iPhone. Și mă țin de asta. Deci tot mă rog să nu se schimbe. Auzi ce îmi spune băiețelul. Și o întreb pe mama, ai să-i cum? Deci i-am promis, trebuie să mă țin de cuvânt. -ai La ai La 9 ani cu iPhone. Dar auzi, deși i-am promis, eu trebuie să mă țin de cuvânt înaintea Domnului. Zic că am putere să te dezleg, ca păstor am putere să te dezleg de cuvântul ăsta. Deși nu cred, tu nu ești cu Scriptura, am spune. Păi zicați că vorbim mai târziu să vedem unde îți duce iPhone-ul. Vedeți? Un cuvânt spus, dar versetul acesta explică exact ce se întâmplă în casa unui tată care este iubitor, drăgălaș, frumos, el e bine tot, e bine tot. Îmi vine panca așa cu jumate de freză, îl duce la frizeare. Deci așa, așa știu frizeare, mi a spus unul, așa știu. Bă, dar tu ai spus? Cum să-l să Deci nu, i a spus numai să-l tundă, l-am Și când ne-a ne, ne și preiată, partea era roșu, partea era aici așa, cu fixativ, ca o crească de cocoș în stânga. Știi? Și zice, de așa au fost, eu i spus normal să nu, și așa, deci așa e acum, frate bărici. ce vorbești, măi? Ce vorbești? Auzi, un tată iubitor, ce vrea Dumnezeu de la Biserica Ghețimani? Ce vrea de la tine, Beni? Și iubita ta soție? Eu mă bucur de voi! De când vă cunosc, v-ați ai o femeie foarte înțeleaptă. Ce nu poți tu, ea face. Și face un lucru bun. Ea învățat, a învățat, ai văzut după asta mică. La anișorii ei au cântat cântarea frumos. M-am gândit în timp ce cânta, până unde va ajunge cântarea acestei fete. Am învățat-o și eu pe Andreea, am plătit, că eu nu știu, dar am plătit să o învețe la... Și ea spune, tată, de ce mă dai la, 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 la vioare, Dă-mă la chitară! Dau de mână și nu, nu, zic, vioara plânge, chitara drângănește. Vioara plânge. Și vreau când vei fi singur în viață, când vei avea un necaz, să-ți iei vioara să hâns vioara va plânge împreună cu tine. Când vei aduce jertfa, va fi o Ați ales bun. M-am uitat și când îmi spune, hai din ven, frumos, când ies de la școală, se cunosc din mulțimea elevelor, a copiilor care ies, dar în spatele lor sunt niște părinți un tată care lucrează în businessul lui dimineața până seara, o mamă care e cu ei merge, ea îi aduce, îi spală, curăței frumos și mă uit. Puteau să fie și ei altfel. Dar mă rog în dimineața aceasta, haideți să ne facem geamul cum ne vrea Dumnezeu să fim frați și surori. Ca părinți și ca biserică ghețiman. El a fost un om fain, cum spunem noi acum, un democrat perfect. Dar Dumnezeu s-a uitat și a spus, nu bine. Și acum îți spun, soarta copiilor tăi. Și el era gras, mai gras ca mine. Când a auzit că s-a dus schivul tău, el mai avea o singură speranță, acest om. Încă Dumnezeu este cu noi, la asta, cu mărturia lui Dumnezeu, că este aici. Dar când a auzit că filistenii a luat chivotul, a picat pe spate și a murit. Dumnezeu a ucis copiii lui și a pus capăt de și libertății care au fost învățați, au fost lăsați să trăiască așa. Dumnezeu ne cheamă să nu... nu dar, dar n-am voi, dar nu pot. Nu există, nu pot și n-am voi. Nu există asta. Depinde cum vorbim. Depinde cum ne purtăm. Depinde așa de mult ca modele ce vorbim prin faptele noastre, prin vorba noastră, prin trăirea noastră în casă, în familie. Eu nu voi uita niciodată când se certa mama cu tata, când se împăcau în fața noastră, rezolvau problema. Deci să nu vadă copii, hai în camera era altă, ne certăm și când nea în față, e ca un o... teatru. Zice, ce să facem? Să uite copii, el te-a auzit prin ușă. Te-a auzit. Zice, mă, ce cu tata și mama? În camera aia, acolo se întâmplă gălăgie. Din coace ești liniștit. ce cu ăștia? Crește mai mare și află secretul. Și știți ce spune el? Viața lor e din camera aia. Nu e asta de aici. Aici e teatru. Viața nu e așa. Dragii mei, un om care te aștepți la el, să fie un model în învățător. Doar nu spune, am auzit că nu-i nu bine ce face, auzi ce spune, ce frumos, cuvânt de mânghere. Ce ai face tu dacă ai fi marele preot în locul lui Eli? Eu m-am gândit ieri, când m-am uitat, și se mai i-aș fi exclus, îi dau jos și nu mai trebuie nimic. Să nu vă... Stați acolo! Și nu mâncați nici la masa mea! Nu mâncați! spata și carnea și fripturica, nu mai mănânci aici, acolo. A, ah, dar nu așa, frate, nu așa. Dar cum să faci? Biblia spune, dacă nu poți să căvernisezi casa mea, Pavel spune, cum poți să căvernisezi turma lui Hristos? Cum pot să fiu profesor, diriginte, CEO la școală, dacă casa mea nu e ok? Nu se poate. Modelul în miniatură este casa mea. Fraților, să nu uitați asta. Mă descalific singur. Și Dumnezeu vrea Biserica Ghețimani și familia aceasta să rămână în tap. Când se va uita Dumnezeu la voi, să spun așa, da, drag să cobor în casa asta. O casă care am luat-o ca model. Hai să luăm și familia lui Samuel. Îmi place de Elcana și Ana. Amândoi merg la templu. Amândoi lucrează la proiectele de viitor. Amândoi sunt una. Auzi cum se întăresc unul pe celălalt. Îți doi profesori. Și în școala din casa lui Elcana apare un băiețel cu numele Samuel. Este chemat numele Domnului peste casa lor, cere un băiat, un copil de parte bărbătească, auzi, specific, dacă îmi dai, îl închin. Și ceea ce facem noi acum, îl închinăm pe Moses Domnului. Mi l-ai dat, ăsta e actul de binecuvântare. Mi l-ai dat, îl închin și îți promit că mă ocup din el. Să ajung un moș. Scos! Să scoată măcar unul, doi, trei din flăcările iadului, din drumul care merge la perzare, să copilul și fata mea să scoată ceva să fii un, o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Iar Cana ca și Ana, o familie frumoasă, și ei erau cu prezent, nu era crismă atunci, dar în fiecare an îi făcea niște izmănuțe și un efod. Îmi place asta, ca unul care am purtat și eu izmene în clasa întâia, era portul național, național era, nu e vorba de underwear, era port național. Avea o cămașă lungă și cu un încins așa cu o, frânghie și cămașa până la genunchi. Erai bățos stare. Și dacă primeai așa ceva, mergeai la adunare, se uitau frații și copiii ceilalți, o, oh, zice, ți-o făcut mama, dar era un lucru greu de tot. Mămica se mâna cânipa, aștepta să crească, recolta cânipa și o punea în apă, două săptămâni să șadă în apă la gârla mori. Apoi o scotea și bătea acolo până scotea, apoi l-a țesut, l uscat și după aia aducea războiul de țesut în casă, și se strânta casa, camera, un război mare și se punea acolo, îl instala și se sease, se făcea pânza. Apoi pânza o punea, o spăla la râu și o punea la uscat, la soare. Un proces de întreg. Și apoi mergea să facă o izmănuță, o cămășuică și mai punea câte o floricică undeva ca să arate mai frumos. Un proces de un an pentru o haină. Mă gândesc câte binecuvântări O dat Dumnezeu azi. Am întâlnit câteva familii wrong way, au luat -o pe un drum greșit. I-am văzut că tot îmbrăcați cu haine noi, to haine noi. Și zic, băi, dar câți bani aveți voi de? în fiecare dată cu haine noi? Deci frate, ne o binecuvântat Dumnezeu. Mă duc, mă aleg o haină, întâi îți înapoi. Și după aia o duce înapoi la stor și a alta și tot așa. Și el îmbrăcat în haine noi, auzi. Și a dacă voi ați fi în biserica Ghețiman, eu aș cere excluderea voastră. Nu se poate. În haine noi vă excludem. Nu se poate, trăiți în miciune, în fals, în hoție. Nu se poate așa. Dar vedeți până unde duce mintea omenească să aibă papuci noi de fiecare dată. Deci Și am dreptul, că nu trebuie să te înapoi, nu-i problemă. Ei, Ana și soțul ei n-au trăit așa, să știți. E un model în viața bisericii actuale, să știți. Părinți credincioși care au știut ce vor în viață. Domnul cu viteză Biserica Ghețimani cu învățătură de ferul acesta. Și auzi, mi l-ai dat, îl cresc, îl închin Mă duc să-l văd cum îl crești. Și într-o zi, Samuel are o vedenie, are ceva. Îl strigă în mes de noapte, Samuel. Mă gândesc, Dumnezeu și-a adus aminte de Ana, de rugăciunile ei, de Cana și să mă duc să îi împlinesc. Ce frumoasă noapte a fost aceea! A ajuns unul dintre cei mai mari judecători, proroc în Israel. Era de temut. Spunea Costică într-o predică, s-a dezvinovățit și a spus... Să spună unul care, am luat un mail de la cineva, am luat ceva așa pentru drumurile mele când am fost trimis de Dumnezeu pe la voi, nimeni nu s-a ridicat să-l Un Samuel, care până în ziua de azi noi nu punem numele la copii, Samuel, de ce? un om bun, un om bun, un om temător de Dumnezeu. Părinți buni, bunici buni, auzi, dar și copiii sau Samuel, chimiri. Știți ce m-am gândit? Spunea și Costică odată și am spus Amin atunci. Din pricina călătoriilor lor multe, vedeți misionarii care, el e păstor în România și să trei luni, șase luni în America. Ce păstor, domne? Ce păstor? Așa se întâmplă și în casă. El e tot plecat, dar deși eu sunt Și tata, mai. Tu ești tată la business, dar în casă nu mai ești. Tata și mama sunt alături. Când a intrat un spin, știi și tata și mama, mama e prima, că e acasă, dar știi și tata că a intrat un spin. Și zice, ce făcut mama? A pupat degetul și a trecut durerea, auzi. Deci și tata te pupă pe frunte și o să treacă de tot. Auzi ce legături se face acolo. E o familie. Fraților, suntem chemați să trăim Scriptura. În casa noastră, în primul rând. Să o trăiesc eu pentru mine să mă bucur eu, sufletul meu, și apoi cei din casa mea, și apoi ceilalți, ceilalți. Asta este chemarea lui Dumnezeu la un act de binecuvântare. Nu este doar, ne rugăm, am văzut, ne-a trimis cineva pe internet, deci, Doamne, s-au rugat la rugăciune de binecuvântare, Doamne, fără milionari, dar să, să nu lucreze greu. <gătă -i> Trebuie să iei license la păstorul ăla. Nu merge servici așa. Dumnezeu a spus, lucrează cu mâinile tale, eu binecuvintez lucrul mâinilor tale. Nu au să lucreze puțin și ușor și fără milionar fă -mi, rugăciune și sunt să părinți să-l plătească pe ăla care să se roage așa, fă așa că gata, nu mai am probleme. Nu mai am probleme. Frații, nu suntem chemați, suntem credincioși, ne numim creștini. Vrem să ascultăm de Dumnezeu? Sau vrem să trăim o lume democrată, să facem ce vrem? Dar nu avem scuze la capăt de drum. Doamne, ce-ai făcut în casa mea? Dar, Domnule, ce-ai făcut Tu în casa Ta? Ți-am dat sănătate, Ți-am dat timp, Ți-am binecuvântat, Ți-am dat o un loc să-ți pleci capul, V-am dat perine, V-am dat cearșafuri, V-am dat tot ce-ai avut nevoie, V-am dat. Ce-ai făcut Tu? De câte ori te-ai rugat? De câte ori ai postit? De câte ori ai chemat la cină și să povestești, să spui minunile lui Dumnezeu, cum Dumnezeu te-a ajutat la lucru, cum te-a păzit pe drum, pe expres. Copiii vor memora asta. Dumnezeu Tatălui meu, vedeți că în nou, în vechiul testament spune, Dumnezeu Tatălui meu, a părinților mei și copiii chemau Dumnezei părinților lor. Ce Dumnezeu va chema Andreea dacă eu nu i-am spus nimic și n-am făcut nimic? Care Dumnezeu? Fă De aia trebuie să vadă un Dumnezeu care este viu și lucrător. Ăsta e Dumnezeul nostru. Frațelor, ce creștem? Ce crești? Aici e întrebarea. Și închei. Cresc un hofni. Un Fines? sau cresc un samuel, un Mozăs. Ce cresc? Depinde de mine și de tine. Să știți. Pot să am mașina murdară, toată, nici numărul să nu-mi-l iei camera. M-a întrebat de ce nu ți a spălat mașina? I-a spus. Murdare toți, creau, știți copii, deci să nu-mi citească, că tot trec pe camera, să nu-mi citească, auzi, și asta e un pocăit, auzi, pocăit. No, eu trebuie să-mi spăl mașina, trebuie să fiu curat, trebuie să mă duc frumos, frumos. Și copiii mei să vadă lucrul ăsta. Ce cresc? Beni și Paula, din cât vă cunosc, am încredere că băiețelul ăsta o să vă aducă cinste. Am văzut cu cele două fete cum v-ați purtat, cum ați trăit. Nu veți fi singuri. Promit acum, cum mă rog pentru întreaga biserică ghețiman, mă rog pentru copiii noi născuți, pentru părinții care ei primesc pe noi născuți, mă rog mereu în rugăciunile mele. Vă voi ruga pentru voi ca Domnul să vă dea har în casă, în familie, în adunarea voastră cu trei membri. Bine, să slujești bine. Paula, Dumnezeu care te-a ajutat până aici, te va ajuta și de aici încolo. Băiatul ăsta nu va fi unul care să ia business, să continui în businessul lui Beni. Vremea este foarte scurt. Timpul a trecut. Ne apropiem de sfârșitul tuturor vremurilor vrei să crezi sau nu vrei să crezi, mă uit la ei mei, vor mai ajunge mari, vor fi mari. Așa gândeau și bunicii mei și părinții mei, dar, da, nu era vremea care acum. Acum se accelerează de la o săptămână la alta, trece cam 50 de ani odată la o săptămână. În ce se întâmplă? Să fii orb și să nu vezi. Se întâmplă un fenomen ciudat, dar pentru noi e un fenomen așteptat și dorit de 2000 de ani. Vine Isus. El s-a ocupat de biserică, s-a ocupat de copiii lui într-un mod exemplar. A lucrat fără părtinire cu eschimoșul sau cu africanul sau cu indiferent unde a venit în lumea noastră. Dumnezeu a dat har, i-a binecuvântat și vă amintesc că i-a vorbit la o soră odată, de ce ești tristă și de ce ești necăjită? Ești fica mea. Îți este de ajuns dacă îți spun că tu ești fica mea și eu sunt tatăl. tău. Nu trebuie să te temi. Dumnezeu să binecuvinteze pe Moses și să creștem sfinți. Cordoveau nu avea o cântare care a făcut o făcuse: Voi creșteți sfinți, mai este la sfârșit o judecată. Zice: Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași? Mă rog, astăzi, în Biserica Ghețimani, toți copiii care se nasc, s-au născut, să fie sfinți înaintea Domnului, împreună cu noi, părinții. Amin. Și binecuvântarea Domnului să însoțească Biserica Gecimani și să rămână niște conducte pe care Dumnezeu să dea binecuvântare. Bine, la capăt de drum va fi pensia și ei se vor odihni de ostenerile lor. Nu e ușor un asta, dar Dumnezeu răsplătește bine. Domnul să vă binecuvinteze, să rămâneți credincioși Domnului, voi și Biserica Ghețeman și în ziua veșniciei, se putem spune... Cine sunt aceștia? scopii care ne ai dat. Am ajuns în cer cu ei. Acum suntem acasă. Domnul să fie lăudat. Amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem părinți să